tinerii care vor să-și construiască o casă în 2018 pot primi o mână de ajutor de la stat. Conform legii numărul 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, solicitanții pot primi loc de casă dacă îndeplinesc următoarele condiții: au între 18 și 35 de ani și nu sunt proprietari ai unei locuințe sau ai unui teren destinat construirii unei case, indiferent în ce localitate ar fi acestea. Și la Lugoj există terenuri cu suprafețe cuprinse între 300 și 350 de metri pătrați, situate în cartierul militar, pe strada Herendești și în zona Tapia și Măguri, care își așteaptă solicitanții. Cererile se depun la Departamentul de Urbanism din cadrul primăriei, iar pe baza solicitărilor și în funcție de numărul solicitanților se fac repartizările. Asigurăm în municipiul Lugoj terenuri gratuite conform legii 15 pentru tineri din oraș care doresc să-și construiască o casă. Am dat și o hotărâre de Consiliul Local anul trecut privind terenurile disponibile, 17 în cartierul militar, 9 în Herendești, 9 la Măguri și așa mai departe. Avem o serie de solicitări, deocamdată nu sunt complete toate, dar în perioada imediat următoare iarăși vom aloca. Am alocat deja câteva în zona extindere Tapia, dar în prezent, față de solicitările care avem, cam toate ar putea fi satisfăcute dacă sunt dosarele complete. Loturile sunt de la 300 la 350 de metri pătrați conform legii 15. Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, iar acesta poate fi cumpărat ulterior de la stat în limita suprafețelor disponibile prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei, orașului sau a municipiului în care este situat terenul. Dacă nu încep lucrările în termen de un an de la atribuire, tinerii pierd terenul.